Domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea PULS, principalul talk show al Republicii Moldova. Vorbim despre o emisiune de autor, o emisiune care vine să arate, care este starea națiunii, care ține pulsul pe starea de fapt și de spirit a întregii societăți. Nu ne-am propus să închidem gura celor prezenți de aici, nu ne-am propus să cenzurăm pe cineva care vine în acest studio, ne-am propus să le arătăm politicienilor, clasei de la guvernare, care este pulsul națiunii. Ce gândește un cetățean de rând care stă pe gânduri astăzi să plece din Republica Moldova sau ce stă în mintea celui care face afaceri astăzi în țara noastră și încearcă cumva să creeze și locuri de muncă, care încearcă cumva și să împingă această țară înainte în topul țărilor dezvoltate. Nu o să închidem gura nici politicienilor care vin aici, care vin să facă promisiuni argumentate sau vin să spună alte sau să facă alte promisiuni pentru a atrage și a câștiga anumite dividende politice. Este pulsul națiunii. Eu am să încep această emisiune cu subiectele care dor cel mai mult în această perioadă. Noi cu toții brusc am învățat o noțiune, noțiunea de blackout. Toată lumea vorbește blackout în stânga, blackout în dreapta, toată lumea se întreabă, unii se întreabă ce este blackout-ul, alții spun că da, noi acest blackout l-am trăit în anii 90, atunci când primeam lumină în anumite ore sau atunci când eram nevoit să aprindem o lumânare sau un opaiț ca să vedem ce facem în casă. Unii spun că acest blackout este din vina rușilor care bombardează practic în fiecare zi Ucraina. Alții spun că de fapt este vina politicienilor și responsabilitatea politicienilor din Republica Moldova care trebuie să asigure cetățeanul cu cele necesare, să-i asigure o calitate a vieții, adică servicii de calitate, lumină, energie electrică, gaze naturale, căldură, și un mediu în care să vrea să trăiască aici în Republica Moldova, să-și crească copiii și să îi îndrume în calea vieții. Astăzi discutăm despre criza energetică, despre soluțiile acestei crize energetice, de unde vin gazele, fiindcă ni s-a spus că deja avem două surse, de unde vine curentul electric, fiindcă știam că vine de la români, brusc am înțeles că vine tot din regiunea transnistreană. Invitații mei de astăzi cu care discutăm aceste probleme, aceste situații create, fie din voia, fie din nevoia noastră, sunt fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și fost ministru al Economiei, Octavian Calmâc. Bună seara, domnule Calmâc, bine ați venit la emisiunea PULS. Bună seara. Un alt invitat important este Andrei Damașcan, fost director al Moldova Transgaz, o altă instituție importantă și vitală pentru Republica Moldova în asigurarea cu resurse energetice. Bună seara, domnule Damașcan. Bună seara. De asemenea, am invitat un expert care sper să facă un echilibru sau cel puțin să vină cu critici argumentate sau poate chiar cu laude argumentate în raport cu cei care ne guvernează. Este vorba despre Sergiu Ungureanu. Domnule Ungureanu, bună seara, bine ați venit la emisiunea PULS. Am mai chemat doi invitați. Doi oameni care reprezintă vocea poporului. Unul dintre ei este un tânăr om de afaceri din Cimișlia care nu a lăsat mâinile baltă, dar a rămas în Republica Moldova, face business, creează locuri de muncă și își vede viața în continuare aici. Este probabil unul dintre cei care știe să-și spună problemele, este probabil unul dintre cei care știe prețul curentului electric, prețul facturii și prețul banului plătit pentru servicii, dar și pentru angajați. Este vorba despre Andrei Răileanu. Bună seara, Andrei, bine ai venit la emisiunea PULS. Bună seara. Un alt invitat este un primar, un tânăr primar, puțini astfel de primari tineri în Republica Moldova, care încearcă cumva să schimbe paradigma că un primar trebuie să fie neapărat un birocrat care așteaptă zeci de semnături, mă rog, semnături zic eu, așteaptă altceva, care încearcă să-și dezvolte comunitatea, care încearcă să le aducă oamenilor o altă calitate a vieții. Este vorba despre Andrei Donică. Bună seara, domnule Donică. Bine ați venit la emisiunea PULS. Să știți că nu doar vă adresez întrebări. Dacă aveți întrebări către cei care cândva au făcut politici în Republica Moldova, au condus companii sau știu mai multe decât noi, adresați-le întrebări, fie ele retorice, fie întrebări de la care să vină și un răspuns. Înainte de începe discuțiile, vreau să vedeți o știre realizată de colegii mei. O știre despre o situație care s-a schimbat brusc, să zicem, nu la 360 de grade, că ajungem în același punct, la 180 de grade. Noi acum ceva timp auzeam de la politicieni
că țara nu se vinde pe resurse energetice ieftine. Și insistau pe acest subiect și insistau astfel încât, într-un moment dat, consideram cu toții că nu trebuie să vindem țara. Trebuie să plătim un preț mare pentru energie electrică, pentru gaze, fiindcă asta înseamnă independență. Ceva s-a schimbat, fie la politicieni, fie în circumstanțele globale care ne înconjoară, și s-a decis în continuare să cumpărăm gaz din regiunea transnistreană, de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Înainte de a analiza declarațiile, circumstanțele, soluțiile și cum merge în continuare această achiziție, să vedem declarațiile lui Andrei Spânu, ministrul infrastructurii, ce spune domnia sa, după care începem discuțiile cu invitații mei și mergem punctual cu toate problemele. Potrivit ministrului Andrei Spânu, după discuțiile cu partea transnistreană, s-a ajuns la un acord de livrare a energiei electrice începând cu decembrie și până în martie, iar tariful ar putea să scadă cu aproximativ 25%. Comisia Situației Excepționale se va întâlni astăzi la ora 5, va lua decizia ca ANRE să revadă tariful. Asta ar însemna că astăzi seara, dacă reușesc, sau mâine cel târziu, ANRE trebuie să revadă acest tarif. Nu am toate calculele, dar la moment putem vorbi de o reducere de minim 25%, ceea ce ar însemna că vom avea un tarif de în jur de 4 lei. Mai mult, viceprim-ministrul a mai declarat că își asumă decizia de a ceda regiunii transnistrene întregul volum de gaze livrat de Gazprom, în schimbul unui contract de 4 luni cu centrala electrică de la Cuciurgan. Pe de altă parte, Spânu a menționat că responsabilitatea pentru achitarea consumului de gaze naturale revine malului stâng, nu malului drept. Moldova Gaz a informat Gazpromul despre această realocare. Gazprom, din informația pe care o cunosc, nu a fost împotrivă, este conștient de ce urmează să se întâmple. Urmează schimb de scrisori între Moldova Gaz, pentru că până la urmă decizia de realocare este la Moldova Gaz. Și în aceste scrisori de realocare va fi informat inclusiv Gazprom. Andrei Spânu a mai anunțat că autoritățile nu vor mai anunța informațiile despre volumul de gaze pe care țara noastră le are în stoc din motive de securitate. Ținând cont că nu mai primim gaz de la Gazprom, pentru probabil prima dată în istorie, malul drept va fi asigurat cu gaze de pe piețele internaționale. În același timp știm că sunt tot felul de încercări de a submina acest proces de achiziționare a gazului și a asigura malul drept. Am luat această decizie pentru a nu comunica volumul exact. Vom spune doar pe cât este sau pe cât ajunge ceea ce avem la moment. În weekend, Andrei Spânu a anunțat că Energocom a semnat contractul de livrare a energiei electrice cu centrala de la Cuciurgan pentru luna decembrie, iar Moldova Gaz va livra 5,7 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi malului stâng. Cât despre cantitatea de energie electrică procurată pe malul drept pentru decembrie, aceasta va atinge aproximativ 204.000 de megawatt-oră, la un preț de 73 de dolari. Vicepremierul mai spune că semnarea contractului cu centrala de la Cuciurgan este o măsură necesară pentru a reduce riscul deconectărilor, pentru a reduce tariful la energie electrică și pentru a asigura cu gaze și curent electric ambele maluri ale Nistrului. Oficialul a mai explicat că malul drept al Nistrului se va alimenta cu gaze din rezervele pe care le-a făcut încă din vară. Responsabilul pe economie din regiunea transnistreană, Serghei Obolonic, a declarat pentru presă că datorită acestei decizii urmează a fi reluată activitatea uzinelor de la Râbnița și Rezina. Totuși, el a precizat că 5,7 milioane de metri cubi de gaze pe zi este o cantitate insuficientă. Este important ca acum populația să trateze resursele energetice foarte rațional și atent, pentru că, deși am primit 5,7 milioane de metri cubi de gaz, ținând cont de exportul de energie electrică, aceasta este totuși o cantitate mică, insuficientă. Prin urmare, desigur, va trebui să căutăm în continuare căi de ieșire, precum și modalități de a distribui rațional resursele disponibile de gaz și electricitate.
Între timp, șeful de la Moldova Gaz, Vadim Cioban, a scris pe contul său de Telegram că volumul de gaze naturale achiziționat în noiembrie a fost de aproape 102 milioane de metri cubi, la un preț de 815 dolari pentru 1000 de metri cubi. Respectiv, costul gazelor se va ridica la 83 de milioane de dolari. De asemenea, Cioban anunță că deja au fost virate 42,95 de milioane de dolari restul banilor, urmând a fi transferați către Gazprom până în data de 20 decembrie. Amintim că centrala termoelectrică de la Cuciurgan a stopat livrarea energiei electrice în data de 1 noiembrie, ca urmare a reducerii volumului de gaze din Rusia. De atunci, malul drept al Nistrului a procurat energie pe piața internațională prin licitație și în regim de avarie, la prețul mediu de 231 de euro per megawattoră. A revenit în studio. Trebuie să menționez faptul că am invitat și responsabil din cadrul guvernului. Am apelat și am transmis și mesaje Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am avut și am vrut să vină cineva prezent aici în platou să dea anumite răspunsuri sau cel puțin să răspundă la anumite acuzații care ar putea veni din partea celor care participă astăzi în emisiune. Să fiu corect, ni s-a spus că altă dată, că săptămâna aceasta nu este posibil să vină, că sunt ocupați, că să mai așteptăm, că poate în emisiunile următoare vom avea și acest noroc să participe și autoritățile. Noi suntem deschiși în fața tuturor miniștrilor și deputaților din axul de guvernare pentru a le da întrebări și dânsii să răspunde așa cum știu, așa cum vor sau cum cred dânsii că este mai bine. Bine, domnule Calmuca, am să încep discuția cu dumneavoastră. Ați fost ministru al economiei foarte mulți ani, știți aparatul birocratic, știți procesele birocratice care au loc. Birocratice, eu zic, acel mecanism bun care funcționează. Putea fi evitată această tatonare, acest ping-pong dintre Chișinău, Tiraspol, centrala de la Cuciurgan, fiindcă am stat câteva luni bune și am cumpărat curent electric la un preț exorbitant. Nu știu în ce măsură este un secret comercial sau în curând vom ști exact toată suma pe care am plătit-o. Și apare întrebarea de ce a trebuit să plătim mai mult până acum, dacă într-un final problema a fost rezolvată și cumpărăm curent electric sau vom obține un preț mai bun pentru curentul electric. Deci, după mine, sectorul energetic este foarte vulnerabil și nu e de astăzi și nu e de ieri, dar de mai mulți ani de zile. Din păcate, nu s-au făcut mari progrese în acest sector, nici în 2022 și nici în anii precedenți. Cu toate acestea, situația, practic, de criză profundă în sectorul energetic a fost condiționată mai mult de factorul politic decât de circumstanțe economice. Această situație putea fi evitată încă începând cu anul 2021, atunci când a fost declarată pentru prima dată criza energetică. Da? Atunci s-a început toată vâltoarea aceasta și ping-pongul acesta dintre sectoarele energetice. Mă refer primul contract cu livrarea gazelor naturale, după care s-a intrat într-un dialog așa, nu prea plăcut cu reprezentanții autorităților din Transnistria, discuții așa, de multe ori sub presiune cu centrala electrică de la Cuciurgan, care până la urmă a dus la sistarea livrărilor de energie electrică ieftină din malul stâng pe malul drept. Asta ne-a dus și ne-a aruncat în oceanul de incertitudine pe piețele internaționale. Pe piețele internaționale, de regulă, aceste burse internaționale la care de regulă se face referință, sunt pentru cei care nu își pot planifica din timp achizițiile de energie electrică sau de gaze naturale. Deci el nu este o piață de referință, pentru că dacă o să ne uităm în structura prețului de achiziție și a energiei electrice și a gazelor naturale, în fiecare țară membru a UE, majoritatea acestor achiziții sunt bazate pe contracte bilaterale. Contracte bilaterale, asta înseamnă un preț mult mai preferențial decât prețurile afișate la bursă, deci așa numitele prețuri spot. Da? Prețurile spot, ele intervin și sunt utilizate în situații de criză, atunci când există o penurie de produs sau atunci când sunt niște condiții climaterice nefavorabile și consumul de aceste produse crește peste media anilor precedenți. Da, deci este o piață emergentă de achiziționare acestor produse.
Faptul că Moldova a ajuns că toate cantitățile de energie electrică, gaze naturale, să fie cumpărate pe spot, deci asta arată deci, o lipsă de profesionalism și lipsa unor viziuni strategice din timp. Deci lucrurile astea trebuiau făcute din vară, deci trebuiau să fie achiziționările astea. Și având în vedere că conflictul ăsta din Ucraina sau războiul din Ucraina, el durează deja de 8 ani de zile, mai cu seamă faza activă este de 9 luni de zile. Deci lucrurile astea puteau fi anticipate. Vreau să vă mai întreb. În 2020 Mihai Popșoi spunea că de fapt faptul că cumpărăm acest curent electric din regiunea transnistreană nu este un lucru bun politic, favorizăm pe cei din Tiraspol, din Transnistria. Și acum știți, voiam să vă întreb, dumneavoastră, când erați într-o altă guvernare, vă simțeați cumva mai trădător, fiindcă făceați achiziție de curent electric din regiunea transnistreană, sau mai responsabil, fiindcă cetățeanul plătea o factură mai mică? Deci nu poate fi ignorată regiunea transnistreană. Ea face parte din teritoriul nostru economic, da? Din spațiul nostru economic unic. Mai cu seamă în sectorul energetic. Deci sectorul energetic, noi suntem încorsetați, suntem interdependenți. Mai mult ca atât, malul drept este mai dependent de malul stâng din punct de vedere al infrastructurii. Chiar și acele livrări de energie electrică de care au fost efectuate din România, oricum punctul de distribuție central al acestora era tot prin intermediul hub-ului sau a rețelelor de distribuție de la centrala electrică cu Ciurgan. Deci nu poți să ignori necreând o altă infrastructură de alternativă. Deci proiectele de alternativă s-au început în 2016, atunci când s-au contractat toate resursele financiare necesare pentru construcția și a stației back-to-back și a celor trei linii de interconectare cu piața română. Din păcate, nu avem niciun progres. A trebuit un an de zile ca să ajungă la concluzia că stația back-to-back nu este necesară, care era, prin definiție, în luna martie a anului curent, era clar că această stație, odată ce a aderat la spațiu, în regim asincron la spațiu european a energiei electrice, prin definiție era cert că această stație nu mai este necesară și este foarte scumpă, 260 de milioane, mult prea mult pentru noi. Eu vreau să-l implic pe Andrei Donică în discuție. Domnule Donică, contează astăzi de unde cumpărăm curentul electric sau contează pentru cetățeanul de rând, pentru un primar, pentru un om din provincie să fie ieftin, indiferent de unde este achiziționat? Hai să începem în primul rând de la ce, că contează sau nu contează, asta au început a vorbi în primul rând de actuala guvernare. Ei se băteau cu pumnul în chef că contează tare, tare de unde cumpărăm noi gaz. Și tare, tare nu-i plăce că noi cumpărăm gaz din Transnistria. Până acum așa vorbe n-au fost, da? Tot ei au ridicat mincea asta la Filiop și tot ei au scăpat, tot peste. Deci, cetățenilor clar că era tot timpul, nu interesa tare de unde se cumpără, important era să fie mai ieftin, da? Dar știți, în cazul dat cu așa întrebare care dați dumneavoastră, de fapt ei, această guvernare, singur pe dânsii s-o, cum spune la noi în Moldova, s-o arătat, s-o pozorât într-un cuvânt. Fii și mai faci mare și tare, pumnul în chiep, ia, că noi nu trebuie să luăm de la Transnistria, dar până la urmă, o dat cu nasul în glot, frumușel, s-o luat și o cumpărat tot de la Transnistria. Problema e în alta, că poate eu vrut să facă gălăgia asta, ca pentru ca să aibă de unii, spune la noi, la moldovenii, să mai prânească o leacă de atcat, că eu nu înțeleg, de unii 10 dolari acolo, cu vreo 10 dolari mai mult, au apărut la energie electrică. Până mai era cât? 60 ceva, îmi pare că, da? 62. 62. Și acum cât e? 73. 73. E ca 11 dolaraș spate de gândit de unde și unde se duc. Am înțeles, domnul Rică. Eu o să-l implic în discuții pe domnul Damașcan. Da, poate explicați dumneavoastră de unde acești 10 dolari și dacă este vorba despre, cum zice domnul Donică, în popor, să zice, odcat în dex scrie parandaret, sau, de fapt, totul este foarte bine legal și corect. Vă adresați la mine, parcă eu participat acolo la discuții sau am împărțit banii aceștia? Dați participat, dar cel puțin sunteți expert în energetică, știți crearea prețurilor și anumite deci, crearea fenomene. Prețurilor nu este relevantă cu Transnistria, că pur și simplu îi primesc gazul acesta cu prețul mai redus decât partea dreaptă și acolo nu este un calcul direct cât costă, adică energia electrică, independența de aceea că ei nu achită pentru gazul acesta. Dar măcar presupune, chiar și se presupune acum și actual, că nu va fi achitat gazul acesta, chiar spune despre lucrul acesta.
asta și domnul Ciuban și domnul Spână. Și de atâta că eu nu pot să vă comunic de unde este diferența aceasta. Probabil că la regulile acestea era foarte important pentru partea moldovinească ca să avem gazul, electricitatea aceasta cu prețul mai redus și ne-am sacrificat și tot volumul de gaze, 5-7 milioane de cuburi care vin pe zi la noi, nu pentru aceea ca să avem energie electrică deci mai ieftină. Și din punctul meu de vedere este corect. Corect de ce? Vă spun, din trei considerente. Una la mână, o să avem la urmă energie fiabilă, da? Aprovizionare cu energie fiabilă. A doua la mână, prețul este mult mai jos decât prețul în România sau pe piețele sau pe spot despre care vorbește domnul Calmâc. Și e clar că va fi mai favorabil pentru noi pe parcursul iernii, să nu se știe cum va fi iarna. Și a treia la mână, noi nu ne-am creat situație de catastrofă umanitară în Transnistria, că la urmă este teritoriul nostru și sunt cetățenii a Republicii Moldova și trebuie să ne gândim despre ei. Chiar și dacă poate noi credem că partea transnistriană, adică conducerea lor, nu se gândește despre populație, noi trebuie să ne gândim despre populația aceasta. De atâta eu zic că în orice decizie sunt variante negative și pozitive, da? Părțile negative și pozitive. Aici eu văd că părțile pozitive sunt mult mai multe decât părțile negative. Care ar fi? Adică preț, sustenabilitatea și plus încă alte plusuri care, mărunțele care noi avem. Sunt și părțile care sunt discutabile, dar să zicem una la mână, știm că în depozitele avem acum gaze cu 1800 de dolari, 1000 de cuburi în România și trebuie consumat cât mai repede până când este diferența la tarif la Moldova Gas și Moldova Gas este de acord. A doua la mână este întrebarea că dacă va fi prețul mai mare pentru Moldova Gas în viitor, chiar și din prețul cele care noi avem din gazele care le primim din alte țări, va fi diferență pentru stingerea devierilor tarifare sau nu? Și Rișidice este o întrebare, va fi răscumpărat pentru Moldova Gas averea aceea sau acțiunile cele de la compania Moldova Transgas sau nu? Sau rămâne în posesia statului? Tot ca este un pas foarte interesant. Și plus încă sunt întrebări că e clar că noi nu respectăm și de mult vorbeam și noi cu domnul Calmec participând în alte emisiuni că nu se respectă punctul 10 din anexa numărul 19 din 31 octombrie anului 2021 între Moldova Gas și Gazprom. În care în mod expres este trecut că dacă până la 31 decembrie nu va fi elaborat din partea moldovinească un fel de plan sau un fel de un acord de achitare de volumul de datorii care o avem pe ziua de astăzi și care este confirmat deja parțial de Curtea de Conturi, va fi, are dreptul partea rusească să sisteze nou aprovizionare cu gaze. Reșind aici, că știind că nu va fi gazul după anul nou, noi aruncăm deci, toate porțiunile aceasta pe partea transnistreană și lasă decide acum Gazpromul. Aprovizionează el Republica Moldova și Transnistria. Noi să revenim, domnul Amașca, la subiectul gazelor. Vreau să-l implic în discuție și pe Andrei Răileanu. Andrei, cum ai resimțit tu ca producător local acest salt de prețuri pentru curentul electric, dar și pentru gazele naturale? Cât de mult a trebuit să-ți schimbi business planul sau să-ți reduci anumite cheltuieli sau să renunți la ceva, anume din cauza facturii mari la curent? Deci, să vă zic sincer, am resimțit când mi-a venit factura. Și am înțeles că de azi înainte nu va fi cum a fost și trebuie să economisim. Asta a fost primul gând și cred că cel mai corect la care m-am gândit. Cum să economisesc? Din economii care am putut să le fac, am schimbat în atelier toate becurile și le-am pus la niște becuri mai economi, ceea ce eu cred că mi-a redus consumul de energie în jur de 5%. Asta a fost primul pas. Al doilea pas, nu lucrăm târziu până târziu. Deci lucrăm atâta timp cât avem lumină solară. Și următorii pași care nu sunt acum, dar pe viitor care trebuie să-i facem, o să mă gândesc să aplic la niște proiecte care actuala guvernare, am înțeles că le promovează, referitor la energia solară, la baterii solare și deci eu cred că în asta este viitorul pentru ca să fim competitivi pe piață și într-un final să avem un produs cât de cât ieftin și accesibil. Bun. Producerea s-a scumpit sau ai redus din altceva? Ai dat un angajat afară,
ai redus anumite cheltuieli, fiindcă undeva trebuia să fi găsești echilibru între factură și cheltuieli și producere. Odată cu majorarea prețurilor la resursele energetice, respectiv toată lumea s-a simțit oarecum într-o situație când trebuie nu numai noi să economisim, dar și ei. Și respectiv achizițiile care le făceau cândva, acum le-au pus pe planul 2 și economisesc și ei. Respectiv, noi nu avem de lucru așa de mult în volumul care l-am avut cândva și când este de lucru, noi desigur că lucrăm în plină forță, când nu este, ne stăruim să căutăm de lucru. Am înțeles, Andrei. Eu vreau să vă implic și dumneavoastră, domnule Ungureanu, în această discuție și dezbatere, dar nu înainte, am să rog și colegii din regie să dea o declarație venită din partea Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, care, într-o oarecare măsură, încurajează cei de la guvernare în discuții și găsirea unor soluții viabile în această luptă cu tarifele mari, dacă pot colegii să-mi afișeze declarația de la Ambasada Statelor Unite, îi rog frumos. Ok, imediat apare și o dăm citirii. Ceea ce voiam să te întreb, unde a greșit guvernarea? Anterior sau acum? Atunci când se zicea despre faptul că noi trebuie să cumpărăm resurse mai scumpe, fiindcă ăsta este prețul independenței, sau acum când au reușit să găsească un limbaj comun cu centrala, cu cei de la Tiraspol și centrala electrică, termoelectrică de la Cuciurgan. Apropo, eu am să dau citire ceea ce a comunicat pe pagina de Facebook Ambasada Statelor Unite la Chișinău. În comunicare se zice în felul următor: ambasadorul Loxdon a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul Andrei Spânu și a felicitat Moldova cu ocazia încheierii unui acord cu Moldavska GRS pentru furnizarea energiei electrice. Acest acord reprezintă un pas important în eforturile Moldovei de a-și consolida securitatea energetică și de a minimiza creșterea prețurilor pentru consumatori. Ambasadorul a promis sprijinul continuu al Statelor Unite pentru necesitățile de energie și electricitate ale Republicii Moldova. Deci, răspunzând la întrebarea care a fost pusă, dacă când s-a greșit mai mult, hai așa spunem, atunci sau acum, deci trebuie să reieșim din realitățile noastre, din realitățile Republicii Moldova. Și cum au spus și antevorbitorii mei, deci că Republica Moldova este într-o stare sau într-o situație vulnerabilă din punct de vedere energetic. Și probabil că malul drept este încă mai vulnerabil decât malul stâng din acest punct de vedere. Și totul a început de la o declarație cam demagogică, care până la urmă nu s-a adeverit, chiar și guvernarea a spus că nu este adevărat, deci că nu vindem țara pentru energie. Deci până la urmă s-a dat întrebarea unde, ce fel de țară sau care au fost concret cerințele pentru a se vinde țara și nu au putut răspunde deci, nici președintele, nici alți reprezentanții puterii. Și căutând cumva soluții și găsind că unicele soluții care le găsesc sunt sau prea scumpe sau nesigure, deci cu importul energiei electrice din piața europeană, haideți să recunoaștem că importând energie din România, noi importăm din piața energetică unică europeană, care este cu prețurile ei și cât de frați n-am fi, cât de bucuroși de unul de altul nu suntem, dar este un preț care este așa, este dictat. Asta e unul la mână și doi, gazul de asemenea este destul de scump. Deci unica soluție, cea mai ieftină și cea mai accesibilă care era de a se ajunge la un acord cu partea transnistreană. Este partea Republicii Moldova internațional recunoscută, nu este o altă țară, este tot ai noi. Avem careva probleme sau așa sunt dificultăți care trebuie să le rezolvăm, dar aceasta era unica soluție ieftină. Și asta se cunoștea încă și de o lună în urmă și nu știu de ce a trebuit să treacă această lună în care să importăm energie extrem de scumpă la $231 per megawatt-oră, când acum aici era foarte ieftin. Era posibil, bine, între 60 și 70. Aici la prețul putem să mai discutăm de ce este 60, de ce este 70. Important este că este de 3 ori mai ieftin decât ce aici noi aduceam de peste hotare, deci din alte părți. Și această preț al independenței cu care s-a vehiculat foarte mult și care până la urmă nici de această, hai așa spunem, sintagmă, puterea nu s-a putut ține până la urmă și a renunțat că, iată, cu independența,
Deci, iarăși, s-a dovedit a fi neviabilă și ambasadorul SUA sau ambasada SUA prin această declarație înțelege foarte clar și realist situația că Republica Moldova nu avea altă soluție mai ieftină decât aceasta și că dacă noi continuam mai departe în necunoaștere, hai așa spunem că neconștientizitatea autorităților și de a procura energie scumpă, atunci creșteau și mai mult prețurile, creșteau și mai mult inflația, oamenii aveau să scadă foarte mult posibilitatea de procurare, de cumpărare și atunci chiar și acele finanțe care sunt pregătite pentru a da ajutoare nu ar fi fost de ajuns, pentru că prețurile ar fi crescut și ar fi crescut și deja erau tendințe ca și ANRE-ul să se întâlnească, nu să ieftinească prețul acum cum a dat ordin sau bine a dat CSE-ul. Așa o sugestie CSE-ul, dar aveau să întâlnească iarăși să crească prețurile. Și deci avea să ajungem într-o situație foarte și foarte, foarte rea. Și aici deci ambasada pur și simplu a vrut un pic să calmeze spiritele pentru că s-au pornit foarte multe voci care să critice cumva guvernarea. Dar eu cred că acest pas, bine, nu aș vrea acum să ajung să laud guvernarea pentru că au făcut foarte multe lucruri nu chiar bune, dar în acest sens aici, măcar în ceasul al 12-lea, cum se spune, s-au trezit și au înțeles că nu este altă soluție mai bună. Am înțeles, domnule Ungureanu. Domnule Durnică, ce așteaptă de fapt oamenii din provincie? Fiindcă experții vin cu cifre, cu calcule, cu formule. Omul de rând, ce vrea de la politicieni? Ce vrea de la guvernare? Omul de rând care s-a trezit cu o factură la energie electrică încât a rămas mirat. Ce vrea acel bătrân din satul Condrița care așteaptă mult mai multe acțiuni în a-i fi viața mai ușoară? Mai puțină demagogie, mai puține polemici, dar soluții. Oamenii, în primul rând, vor mai puțină politică. Așa de sătui deja. E că dacă s-a întrebat antivorbitorii referitor la ambasadorul Americii, dar ce a trebuit așa de tare el să iasă acum la rampă, să povestească el și bine și rău pentru țara noastră? Asta înseamnă că stăpânul a ieșit și a început a calma spiritele, de fapt. Stăpânul, acela care de fapt astăzi conduce țara, pas asta e așa, un partiduț care e controlat de stăpânul ăsta, mai sunt alte partiduțe la rând care și așteaptă să fie mai departe la guvernare. Din tâi stăpânul ăsta, eu băgat în jocuri mari geopolitici pe partiduțul ăsta care se numește PAS, eu folosit în tot felul, eu dus pe la platforma Crimului, pe la, nu mai pe scurt, pe tot locul, eu băgat, au făcut gălăgie, toți se dezic de la ruși să procure tot ce vrei, dar la Maia Sandu i-a dat voie, văz că nu are încotro, a trezit ursul, hai, cumpăr gaz de aici, cu $11 mai puțin, da, într-adevăr, e mai bine că e ieftin, dar nu trebuie, cum spun eu, nu trebuie să trezești ursul dacă vezi că el doarme. Unde pornești tu cu cuțitul împotriva la tank? Și eu asta aș vrea să vă spun. Oamenii vor mai puțină politică. Eu nici nu vorbesc de geopolitică. De geopolitică, de obște, oamenii când am susăturat, am vorbit de rusul, americanul, și face Rothschild, și face Rockefeller, asta povește, că știți, e că așa acum toți despre asta vorbesc. Că cu cine mai gine, cu europeni, cu asta. În sate oamenii vor cât de cât pensii normale, că s-au bătut joc și de invaliți și-au povestit ca să dăie 2000 de lei pensia și cel puțin. Da, am la mine în Condrița persoană care 20 de ani, de exemplu, invalid, adică șede țintuită la pat și i-a dat 1700, adică bea cum o prind. Vor salarii normale. Și într-adevăr ții cumva inflația asta, că acum folos că a dat 2000 de lei pensia, cu i-a dat? Pe mulți i-au măjit, nu le-au dat 2000. De la ăștia care le-au dat 2000 de lei pensia, el zice, băi, mai bine dă-mi pensia și e de 1700 care era, dar dă jos inflația asta. A mai cu creșterile astea de preț, lui nu 2000, lui trebuie 4000. Deși oamenii s-au săturat, îi înțeleg că policienii noștri, majoritatea, inclusiv și ăștia de la PAS, sunt folosiți, așa, nu știți, ca pentru geopolitică. Și asta a demonstrat-o, că eu nu mai înțeleg pasul ăsta, ambasadorul Americii a ieșit și ne spui că e bine, bravo băieți, v-ați descurcat. Asta e clar, dă, demonstrează că deja, știți cum arătau cu mâna la înspre alții, că ăștia cu FSB-ul, ăștia lucrează cu rușii. Dar ei lucrează pentru alt stat, pentru americani sau... Am înțeles, domnule Dunică. Asta e problema, oamenii vor... Noi mai avem acum în legătură cu noi un expert din Ucraina, este vorba despre Oleg Popenko. Am să încerc să vorbesc cu domnia sa în rusă, să mă înțeleagă cât mai bine și eu cât mai corect să mă exprim. Gospodin Popenko, dobrý večer. Așa, ne aude domnul... Gospodin Popenko, vă naslышите?
Да, я вас слышу хорошо. Все, вот сейчас слышим и мы вас. Вижу, что вы с нами разговариваете при свете, значит, все хорошо в Киеве сейчас. Да, я не в Киеве сейчас, я в Сумах. Ага. Ну, в этом здании сегодня свет был, а так у нас регулярное отключение. Я чуть-чуть перепутал города, извините, конечно. Я хочу вас спросить, как виден вот этот кризис энергетический из Украины, если посмотреть на официальный Кишинев, который на днях успел все-таки договориться с приднестровской стороны по закупке дешевого электричества. До сих пор Республика Молдова тратила огромные деньги на закупку электричества из Европы. Тогда кто-то из политиков выразился так, что разделил общество на два. Кто-то говорил, что мы должны покупать дорогое электричество и быть независимости. Другие говорили, что мы должны сделать все, что требуется для того, чтобы энергетические ресурсы были дешевыми, потому что от этого зависит уровень жизни и в Молдове в том числе. Вы знаете, ваши политики, наверное, ошибаются. Я бы сказал так, нужно покупать дешевые энергоресурсы и быть независимым. Тогда вы, в принципе, политики будут выполнять свою главную функцию. Работать на людей, для людей. В Украине ситуация выглядит сейчас довольно сложно. И это связано, именно энергетический кризис, он связан сразу с несколькими составляющими. Ну, во-первых, около 30%, даже больше 30% всех энергогенерирующих мощностей разрушены, либо захвачены. Мы говорим о 12 или 13 ТЭС, которые частично или полностью захвачены или уничтожены. Это Запорожская АЭС, которая захвачена с самого начала войны. Это одна из ГЭС, Каховская, которая до сих пор находится под контролем Российской Федерации. То есть это мы говорим только о генерирующих мощностях, которые Украина потеряла. Параллельно с этим мы можем говорить о том, что в Украине разрушены передающие мощности, то есть трансформаторные подстанции, которые 750-е, 330-е, 150-е, которые позволяют доставить электроэнергию от генерирующих мощностей на потребителю. Тоже большое количество разрушений. Мы говорим о сотнях российских ракет, которые регулярно били по этим мощностям, вдобавок к ним были дроны и все остальные. Вот на этом фоне Украина, конечно, имеет серьезные большие проблемы с отключением света и с нормальной подачей электроэнергии в некоторые регионы. В частности, это Одесса, это Киев, Киевской области, регионы, где действительно есть серьезные большие проблемы с электроэнергией. Каким путем мы выходим из этой ситуации? Ну, это благодаря, во-первых, слаженной работе наших энергетиков. Действительно, ну вот, чтобы вы понимали, это параллельный энергетический фронт. И уже пятеро энергетиков погибли во время обстрелов, во время того, как они находились на работе, во время ремонтов оборудования. Тут это вот отдельный фронт энергетический. Параллельно с этим идет помощь в оборудовании, во всем от наших европейских партнеров, которые помогают нам быстрее восстанавливать трансформаторные подстанции, линии электропередач. Это позволяет в какой-то мере быстрее все это и качественно делать. У меня еще такой... Третьих... Да, господин Пашенко. Закончите свою мысль. И в-третьих, это возможность объединить, та возможность, которая произошла буквально за 4 часа до нападения российских войск на Украину. Мы объединились с единой энергетической системой Европы и имеем возможность теперь перетоками получать электроэнергию из Европы и покрывать свой дефицит электроэнергии в энергодефицитных районах. У меня еще такой вопрос к вам, если вы сможете мне ответить. Сегодня, на сегодняшний день, Украина готова помогать Республике Молдова
объемами электроэнергии. Или сегодня мы об этом вообще не можем разговаривать, потому что у Украины свои проблемы с потреблением и с закупками вот этого энергетического электроэнергии. Ну, говорить, ну, об этом точнее вам сможет сказать только у нас есть Укрэнергокомпания государственная, у нас есть единая энергетическая компания, которая имеет право продавать электроэнергию за рубеж. Я могу сказать так, в случае, я в этом просто могу быть уверен в том, что говорить, например, если российские войска оставят Запорожскую АЭС, в этом случае мы будем точно иметь 100% возможность поставлять электроэнергию на территорию Молдовы, потому что 25% мощностей, это около 6 гигаватт электрических мощностей, могут быть перенаправлены на Молдову. В этом мы можем быть точно уверены. За какую цену? Сейчас, ну, цена, она же, это межгосударственные договоренности. Атомная энергетика в Украине, она самая дешевая, она действительно очень конкурентоспособна с европейской. Ну, для понимания, конкурентоспособна сейчас, ну вот в ноябре она стоила в 6 раз, украинская электроэнергия стоила в 6 раз дешевле, чем европейская. Сколько то платит есть, один такая... украинец сегодня за энергию, за электроэнергию? Я не расслышал. Сколько платит семья за электроэнергию? Цена, тариф на сегодняшний день? Смотрите, у нас есть два тарифа для бытового потребителя. Для бытового? Да, для бытового. При потреблении до 250 киловатт в час украинцы платят 1 гривны 44 копейки. При потреблении выше 250 киловатт в час мы платим 1 гривну 68. Рыночная цена электроэнергии без доставки и без стоимости распределения в среднем котируется в Украине 4 гривны 50 копеек, 4 гривны 70 копеек за 1 киловатт час. Насколько вырос? Добавив туда распределение и доставку электроэнергии, мы получаем где-то в среднем 6 гривен для бизнеса, для небытового потребителя. Насколько вырос тариф для украинской семьи в течение года на электроэнергию? Тариф для украинских семей не поднимался. Он сохранился такой же, как и в прошлом году. Гривна 44, гривна 68. Тариф бизнеса, он колеблется. Была цена и 4 там, гривны, потом прайскепы подняли. Это у нас есть, ну, там, понимаете, да, прайскепы – это верхняя отсечка цены на расчет на сутки вперед, так называемый РДН. Розрахунок на дому наперед українське. А вот при розрахунку НКРЕКП, наш регулятор, он изменяет, принимает решение об изменении цены для бизнеса, и в этой ситуации цена может меняться. Но для населения цена не изменилась. Понял. Спасибо огромное, господин Попенко. Спасибо и вам. Всего доброго. Domnul Calmic, probabil întrebarea este pentru dumneavoastră adresată. Cum de ucrainenii au reușit să-și păstreze tariful, fiind în plin război, având centralele distruse, infrastructura energetică distrusă pentru populație? Iar Republica Moldova nu poate să facă acest lucru, deși are o sursă energetică destul de bună peste Nistru. Nu poate fi utilizată Ucraina ca exemplu. Pentru că e în perioada de război, toate tarifele și prețurile au fost conservate. Majoritatea din ele pentru populație sunt subvenționate din contul resurselor financiare care sunt primite din străinătate, în special de la partenerii de dezvoltare, cum ar fi Statele Unite, Uniunea Europeană și alte fonduri. Este mai relevantă referința la tarifele și prețurile din regiunea transnistreană, pentru că ei consumă în prezent gazul natural pe care Moldova Gaz l-a contractat de la Gazprom, da? Și acolo tariful e 1 leu, da? Pe când în Republica Moldova sunt 29 de lei. Acolo unde energie electrică costă mai puțin de 1 leu. Și la noi este 6 și probabil mâine, poimâine va fi în jur de 4 sau mai mult de 4, o să vadă colegii care sunt calculele. Deci aici trebuie să apară un șir de întrebări. De ce?
pe teritoriul aceleiași țări care lucrează și activează în același regim juridic, da, de achiziționare a gazelor naturale, a energiei electrice, avem tarife atât de diferențiate și care până la urmă au fost generate datorită politicilor duse de Chișinău. Pentru că noi nu vedem, cel puțin nu este o transparență a deciziilor care se iau în acest sector, nu se văd care sunt viziunile de mai departe și nu se vede o soluție care este propusă de către Chișinău pentru cei de la Tiraspol, astfel încât această problemă de unificare nu numai a teritoriului, dar și a tarifelor și a tuturor politicilor sectoriale să aibă loc. Da, discuții sunt multe, întrevederi au loc, unele întrevederi se contrazic cu altele, da? chiar episodul de vinerea trecută, da? Când se întâlnesc două delegații, cea de la Chișinău și cea de la Tiraspol, ne informează pe public, în sectorul energetic nu s-a găsit niciun compromis și pac a doua zi la masă se semnează contractul. Bă, ori nu este o comunicare pe interior, ori cineva încearcă să submineze importanța și rolul altuia, sunt anumite neconformități aici și lucrurile astea trebuie mai multă transparență, probabil. Eu știu că riscați să vă sară în cap colegii de la ANRE, dar în condițiile actuale, dacă puteți să ne spuneți, cu un alt tarif pentru cei din regiunea transnistreană și un nou acord cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan, cu cât ar trebui să fie micșorat astăzi tariful? Cât ar trebui să plătească consumatorul casnic? Bine, e dificil acum de spus, din simplu motiv că avem mai multe surse de aprovizionare cu energie electrică. Da? Deci avem sursele interne, cele generate de termoelectrica, ceturi, dar și resursele regenerabile, care cumulativ fac în jur de 20%, prețul lor este în jur de 220 de euro și ele merg la achiziționare în mod prioritar, după care urmează sursele din România, cele care sunt pe contracte bilaterale, care sunt tot la preț preferențial comparativ cu piețele internaționale, cu spoturile, dar sunt mai mari decât prețurile fixate în aranjamentele cu centrala electrică de la Cuciurgan și avem Cuciurganul. Până la urmă, eu cred că Cuciurganul este acea soluție, și aș zice că e o soluție bună pe moment, ca să echilibreze toate riscurile de majorare a prețurilor pe perioadă ulterioară. Însă, sunt două elemente aici cruciale care, și două capcane în același timp pot fi. Deci, unul avem data de 20 în decembrie, atunci când vine termenul de plată a facturii pentru Gazprom, să vedem să nu fie o surpriză aici. Și avem acel deadline de 31 decembrie 2022, despre care a vorbit colegul, unde era un angajament asumat de autoritățile de la Chișinău să existe un acord interstatal privind soluționarea datoriilor istorice, indiferent de care e suma. Deci toată lumea a constatat că există această datorie, că e 400, că e 600, că e 700 de milioane de dolari, lucrurile astea trebuie să le concretizeze experții care au fost contractați. Dar mecanismul a putut fi negociat, convenit, astfel încât să dăm și să realizăm tot ceea ce a fost asumat. Am să rog colegii să dea un citat al președintelui Moldova Gaz, Vadim Ceban, cu acele două surse de achiziție a gazelor pentru Republica Moldova. Eu l-am tradus din rusă în română, fiindcă a fost publicat pe canalul domnului Ceban de Telegram în limba rusă. Spune în felul următor: începând cu ziua de mâine, Moldova Gaz va achiziționa gaze naturale din două surse. 5,7 milioane de metri cubi vor fi livrate de Gazprom conform contractului și volumelor agreate pentru luna decembrie. Acest volum va fi direcționat în totalitate către Tiraspol Transgaz, inclusiv pentru producerea curentului electric pentru ambele maluri ale Nistrului de către centrala termoelectrică de la Cuciurgan. De asemenea, Moldova Gaz va achiziționa gaze naturale de la Energocom conform nominalizărilor zilnice în volum de 3,5 milioane de metri cubi pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Astfel, volumul zilnic total în luna decembrie va fi de aproape 9,2 milioane de metri cubi de gaze naturale. Domnule Damașcan, toată lumea zicea trebuie să avem gaze din mai multe surse, să cumpărăm din mai multe surse. Bun, aici am să-mi permit să spun că de fapt e o singură sursă, e același gaz rusesc de la Moldova Gaz și de la Energocom. Dar principalul lucru nu vedem în ceea ce scrie Vadim Ceban, dar din două surse vom avea gaze mai ieftin la contor sau vom avea aceleași prețuri și nu se va schimba absolut nimic, fiindcă atunci când te lauzi cu
anumite realizări, trebuie să vii și cu soluții pentru cetățeanul de rând, care să înțeleagă că, într-adevăr, este o realizare ceea ce faci. Altfel, sunt doar simple cifre statistice. I-am invitat și pe cei de la Moldova Gaz să participe la emisiune sau cel puțin să intervină prin Skype, Viber sau altă aplicație pentru a ne da răspunsuri la anumite întrebări. Dânșii au zis că altă dată. Preț de la contor depinde de la, adică tariful care este stabilit de ANRE. Și acolo el ziua de astăzi este 29 de lei, 27 de bănuți cu TVA. Și înseamnă că acum îi profită Moldova Gaz de la tariful acesta. Și dacă va fi diferența aceasta în favoarea Moldovei Gaz, va fi care acumulat niște bani cu care el poate să achite chiar și de date de 20 decembrie sau în viitor. Dacă nu va fi diferența aceasta, reșind de prețul cele cu care el cumpără acum de la Ergocom, că aici noi nu vedem prețurile acestea. Întotdeauna pentru consumatorul rămâne același tarif. Consumatorul nu vede cât costă în tariful acesta, adică singur gaze, adică, să zicem așa, produsul acesta e important și când costă transportarea și distribuția, el cunoaște că este tariful acesta stabilit și este publicat pe site-ul ANRE. Deci, dacă vorbim noi exact despre consumator, consumatorul întotdeauna rămâne cu prețul acesta, 29 de lei cu 27 de bănuți. Și nicio șansă să micșoreze tariful pentru gazele naturale, fiindcă asta așteaptă omul. Șansa rămâne numai în cazul când cineva se adresează către ANRE pentru schimbarea tarifului, sau Moldova Gaz, sau altcineva cu ofertă să schimbe. Da. Știți, bancul, deci, speranța. Speranța moare, ultima, nu vă căsătoriți deci cu speranța. Eu vreau să vă zic că în circumstanțele actuale, când gazul, cele 5,7 milioane de metri cubi au fost oferite Transnistriei, există premize pentru majorarea tarifului la gaz, dacă nu se intervine politic, administrativ, prin subvenționări a acestor tarife. Păi sau de ce? Pentru că gazul care se cumpă pe piața alternativă, da? Pe spot, deci în prezent este 1600 de nu, de dolari. Nu, el își cumpă, el se depozit. Gazele care au fost stocate de către guvern în diferite depozite în Ucraina sunt mult mai scumpe decât prețul oferit în prezent de către Gazprom. Deci din punct de vedere tarifar, din punct de vedere tarifar și a cadrului normativ și legislativ în domeniul tarifelor, există premize pentru majorarea tarifelor. Altceva, va fi luată această decizie sau nu, se va adresa Moldova Gaz sau nu, deci e la discreția tuturor jucătorilor. Vă rog, domnule Ungureanu, ați vrut să interveniți, dar scurt. Am avut o diferență de la intrare în Ucraina până la ieșire în Moldova, despre care s-a discutat și este informație publică. Când Gazprom a spus că rămâne gaz în Ucraina, Republica Moldova a spus că nu se fură, dar se înmagaznează. Era același gaz de la Gazprom, care, acum dacă nu greșesc, au fost cifrele, 53,4 milioane metri cubi, care au rămas în depozite. Deci, teoretic, este același gaz de la Gazprom care a venit cu acel preț care era pe luna noiembrie. Da? Deci trebuie să vedem și aici se vor juca un pic cu cifre de aceea și nu au fost date concret datele cât costă, de unde vom lua, pentru că acel gaz de revers despre care se vorbește foarte mult, care vine din Slovacia, vine prin așa numit revers virtual. El nici nu a văzut Slovacia, nici în viață, nici nu s-a atins. Asta de Bucurănit, pentru că asta este Bucurănit vorbit. Vine în tot același gaz rusesc. Deci, noi avem două surse. Acel gaz înmagazinat de la Gazprom, care a venit în noiembrie, care a rămas, și încă unul care va mai veni, iarăși, de pe piețele spot. Da. Domnul Răileanu, Andrei, domnul Calmâc, practic, v-a dat o știre nu prea bună în sărbătorile. Asta este realitatea. Realitatea deci, ieșită din calcul. Deci, altceva am vrut să zic. Că nu trebuie să avem așteptări de reducerea tarifelor la gazele naturale. Dar există șanse. Deci, în cazul în care Moldova Gaz pune o cerere, pentru că ei au acumulate devieri negative, vreo 4 miliarde, deci în cont. Da? Deci, asta, consumatorii sunt datori Moldovei Gaz pentru livrările anterioare, pe parcursul anului curent. Deci iau toate șansele și toate argumentele juridice să depună o cerere nouă la ANRE de majorarea tarifului. O să o facă sau nu? Deci altă întrebare. Revin imediat. Ce așteptări aveți voi business-ul de la stat? Experții spun că... O să fie vremuri și mai bune. Te rog. Noi, desigur, că așteptăm vremurile mai bune. Mm-hmm. Suntem întotdeauna cu speranța. Și cum ați menționat, că speranța moare ultima... Deci așteptăm, suntem în așteptare și tragem nădejde că actuala guvernare totuși se gândește la noi și o să întreprindă toate cele necesare pentru ca să facă măcar ceva stabilitate. Deci noi așteptăm așa, așteptăm dacă suntem în cădere liberă, undeva să ne oprim și din momentul când ne-a oprit să ne acomodăm la situația în care suntem și să mergem pe situația asta. Că noi permanent suntem într-un flux.
rău, încă mai rău, încă mai rău, încă mai rău și nu reușim să ne acomodăm. Știi, situația. Eu am să reproduc un banc rusesc în limba română, sper să nu greșesc tare. Zice, când am ajuns la fund și am crezut că la fundul cineva de desubt ne-a bătut să nu fie asta. Imediat, domnul Ungureanu, ce așteptări aveți voi? Cei care gestionați o localitate, o provincie. Deci este clar că prețurile nu au de unde să mai scadă. Dar oricum, aveți nevoie să aveți un dialog constructiv, nu neapărat critic și dur cu autoritățile. Aveți și dreptul să le cereți, fiindcă sunt sigur că o parte mare din, sau o anumită parte din Condrița au votat pentru această guvernare. Pentru vremuri bune. Și am mai și bâncă și mai bune. Nu știu, normal, ce așteptări. Prognozele, într-adevăr, cum spuneți, domnul Calmăc, sunt nu chiar bune, vremurile, dar până mai erau vremuri bune, se așteaptă vremuri și mai bune. Dar dacă să vorbim despre ce e, că, de exemplu, am văzut cifrele, da, ce au spus direct, la Moldova Gaz, președintele Cârmâirii. Da, președintele, da, 5-7 milioane se duc la Transnistria toți. Dar oamenii, pur și simplu, nu înțeleg două surse, dar câți bani, până la urmă, totuși, cu câți bani, cu ăștia 700 ceva de dolari, da? 1000 de metri cub. Acum procurăm de la 785. Rușcă, 785, da? Dar să nu uităm noi că aici de la vremuri bune au cumpărat nu de mult cu 1600 ceva. 1800. 1800 era. 1800. Apoi că oamenii să înțeleagă că acelea 3,7 milioane de metri cub care vin din alte surse, apoi că pe moldovenia să-i costă peste 1800. Dacă vreau să sunteți pesimist, domnul Dorin. Nu trebuie pesimist, eu le spun în față așa cum este. Combinații după combinații. Băieții vorbesc frumos, ne povestesc nouă balade, vremuri bune la dânșii, nu la oameni. Oamenii astea tăți înțeleg, pur și simplu, dar nu mai știi la ce să te aștepți. Dar dacă vorbim, de exemplu, de Condrița și Mutins, nu uitați, gazul, metan, nu e în toată Moldova. Să nu uitați că majoritatea satelor, oamenii au în casă până acum bombele astea roșii, cum le zic eu. Butoaiele astea, propan-butan. Înțelegeți? Ei nici nu au gaz, metan, da? Dar propan, butanul, tot s-a scumpit. Majoritatea oamenilor deja în sate, dar nu mai face lozamă la plită, că cât costă lemne la Mulțilva? Că mulți nici nu le au lemne la Mulțilva. Renunță la gaze? Nu, cumpără propan, butan, așa cum e. Care toate chilii s-au ridicat de la 9 lei era și acum cât e propanul, butanul? 16. Dar voi știți că mai mult că atât așa este o discriminare, că pensionarii și toți oamenii din sate care cumpără gaz pentru a face o zamă, propan, butan, atent, el achită încă și acciz, vă dați seama, el achită accizul de la propan, butan, că cumpără majoritatea de la stație PECO. Și aceștia noștri, oamenii buni, nici nu vor să ridice întrebări, nu că să ridice, dar să fac lege și lege, să ocupe companiile speciale care importă gazul propan, butan, să fie scutite de acciz la cei care vând pentru persoanele care cumpără în pentru casă. Eu mai am 5 minute în această emisiune. Vreau să-i adresez o întrebare domnului Ungureanu, dacă mai reușesc să-i întreb și pe ceilalți. Eu am văzut o inițiativă destul de ingenioasă, destul de interesantă din partea celor din Partidul Șor care vorbeau despre stații mici atomoelectrice în Republica Moldova. Cât de fiabilă și cât de necesare sunt astfel de proiecte inovative pentru țara noastră? Ele sunt tehnologii noi care încă nu s-au dovedit, hai așa spunem, și noi nu avem încă suficiente cunoștințe și suficiente experți care să le exploateze. Deci nu este o tehnologie care este răspândită în foarte multe țări. Deci, este România, este Uniunea Europeană? La noi, dacă ar veni asemenea tehnologie, încă nu sunt. Deci foarte puține exemple sunt, hai așa spunem, care ar putea fi mărite aici. Dar dacă revenind doar un minut la întrebarea cum se va ieftine gazul sau dacă este posibil să ieftine, pe scurt, deci poate să se întâmple aceeași minune cum s-a întâmplat și cu energia electrică. Poate să găsi curajul și mintea ca să discute cu Gazprom să obținem un nou tarif, un nou contract. Pentru că fix așa cum ziceau că nu este posibil pe energia electrică, acum ziceau pe gaz, poate ori avea o undă verde. Stațiile astea atomoelectrice. Mulți vorbesc, unii le critic, alții din potrivă spun că de mult trebuia să investim și să facem asemenea inovații. Vreau să vă zic că această idee eu am adus-o în 2016, când în urma unei vizite în China și chiar am avut discuții la nivel foarte înalt. Și bine că a fost preluată nu doar de actuale lideri, zicem, politici, dar și de alte țări europene. Da, este o idee bună, ea trebuie implementată. Necesită foarte multă lichiditate pentru a fi, dar asta este un cost al siguranței și al securității noastre energetice.
Deci noi nu vorbim de stațiile astea, mahinile astea mari care se arată la televiziune, acele din Zaporojă sau nu știu unde. Deci e vorba de mini-stații de 200 de megawați, care ajunge și pentru energie termică, pentru municipiul Chișinău, și pentru satisfacție pieței de energie electrică. Doar că trebuie să fim atenți la tehnologiile care sunt alese. Deci sunt două țări de performanță în acest domeniu, sigur sunt Statele Unite și China, care au făcut așa ceva, care au așa ceva, deci e vorba de un sistem închis, nu sunt riscuri, da? Noi vorbim de tehnologie de generația 5-a. Da, deci noi avem deja, în cadrul Ministerului Economiei există această evidență și acele informații care au fost aduse la timpul său, acum 6 ani de zile, din păcate n-a avut niciun progres în acest domeniu, că e o nișă de oportunitate care trebuie să ne folosim. Și mă bucur că au fost lansate astfel de discuții și eu cred că asta este viitorul Republicii Moldova. De ce stăm pe loc, domnul Damașcan, la acest capitol? Dacă sunt țări ca China și Statele Unite, care ne arată că nu mai trebuie să mai inventăm încă o dată bicicleta, au inventat-o de mult, în secolul, cred că, 18-19. Noi stăm pe loc... Eu de bicicletă spun, nu de centrale. Noi stăm de două considerente. Una la mână, noi suntem foarte slabi la mentalitate și nu înțelegem că tot ce este inovativ trebuie de tras la noi în țară și de implementat cât mai repede. Că Moldova, pur și simplu, nu are altă ieșire. Și de atâta că tot ce este inovativ trebuie de încercat aici și de susținut chestiile acestea. Una la mână și a doua la mână, guvernarea noastră permanent rezolvă problemele actuale care sunt de ziua de astăzi. Ea nu se uită undeva peste orizont. Că ea nu se știe ce va fi cu guvernarea aceasta peste un an, 2, 3 sau chiar și 4 ani de zile. Că va fi consecutivitatea cu guvernarea sau nu. De atâta din chestiile acestea și nu se rezolvă întrebarea. Adică una la mână mentalitatea și inovațiile, a doua la mână problemele, să zicem... Cun. Este viabil un asemenea proiect? Domnul Gureanu zice că există riscuri. Domnul Calbâc a văzut pe viu cum riscul permanent există, dar vă repet încă o dată, toate chestiile inovative trebuie de aduse aici. Este riscul și cu hidrogenul, este riscul și cu alte decizii care poate fi luate la urmă, dar trebuie de încercat și de examinat, de lansat lucrul acesta cât mai rapid și de ales variantele cele mai potrivite. Și poate va fi puțin detașate, știți, pe elemente. Nu-i voință politică sau ce spunea domnul Donică? Otcatul, paranoia. Nu a fost nici idee, nu că voință politică. Deci, nu a existat, cel puțin nici nu s-a vehiculat de această idee în ultimii ani de zile. Deci ea trebuie pregătită. Sigur că necesită un studiu de fezabilitate, costuri, analiză de impact, tot. Deci totul la pachet. Nu este suficient cele 4 ani, de atât să spun. Avantajul este că sunt stabile. Aceste stații, dacă s-ar implementa, așa cum spun, cu tehnologii foarte sigure, ele sunt stabile în funcționare, nu sunt intermitente ca sursele regenerabile sau nu sunt dependente de alte capricii ale naturii. Deci astea ar putea sta la baza curbei de sarcină și atunci nu am avea aceste riscuri de deconectări totale. Deci cel puțin asta ar fi un avantaj evident. Dar, iarăși, sunt foarte multe elemente care trebuie să le luăm în considerație. Bun. Din punct de vedere al implementării, ne asigurăm într-o oarecare măsură independența energetică și față de vest și față de est. În est sunt ieftine resursele, dar există incertitudine și instabilitate. În vest sunt resurse, dar sunt foarte și foarte scumpe. Trebuie un mix de decizii la acest capitol, că nu e posibil doar cu o singură stație atomică de asta mică, da? Noi vorbim de 200 de megawați, să asigurăm și să rezolvăm toate problemele. Deci doar în pachet, în complex, pentru municipiul Chișinău, 2-3 ar fi suficiente. Se poate de instalat și în alte centre, dar sigur că trebuie în combinație și cu alte tehnologii. Da? Deci nu putem să ignorăm discuțiile despre sursele regenerabile, pentru că asta este un vector european, noi suntem subscriși sub aceste angajamente și trebuie să le implementăm. Avem și vânt, avem și soare, avem toate elementele pentru a fi implementate. Biomasă, apropo, nu s-a făcut aproape nimic. Avem 2 instalații sau 3 instalații, avem biomasă cu o capacitate de maxim de 5 MW, care este foarte, foarte mizer, având în vedere că suntem o țară agrară, foarte mult se poate de făcut în acest domeniu, dar iarăși, avem decizii foarte lente care ne-au făcut codași în toate țările europene și mă refer și cele din regiune. Dar este mult de lucru în acest domeniu. Avantajul stațiilor acestea atomice, sau dezavantajul, mai drept zis, constă în faptul că ele trebuie plătite. Deci energia care va fi produsă în următorii 40 de ani, tu o plătești în avans. E scump? Păi 500 de milioane, așa erau estimările la acea dată. Cred că într-un dialog interguvernamental pot fi găsite și anumite surse de finanțare chiar.
producători, cel puțin cu cei care noi ne-am discutat din China, erau gata să ne ofere sub un program guvernamental, să ne ofere aceste finanțări, astfel încât din produsele care vor fi, deci din energie electrică care va fi produsă, să compensăm acele investiții care sunt făcute. Sunt mai multe modele în acest sector, dar asta e partea ulterioară. Deci la prima etapă, decizii politice, pregătirea pachetului, studii de fizabilitate, de impact și multe altele, dar lucrul trebuie avansat. Eu mulțumesc mult că ați găsit timp în această seară să veniți să discutăm aceste subiecte. Este un subiect la care vom reveni cu siguranță. Vă mulțumesc și vouă, mult vă aștept în continuare și la alte ediții ale emisiunii PUL să vorbim despre problemele comunității, problemele business-ului și poate acolo cineva sus de pe strada Piața Marii Adunării Naționale 1 vă va auzi și vor veni cu soluții, cu susținere și cu anumite ajutoare și impulsuri ca în continuare să susțineți și comunitățile mici și business-ul, fiindcă eu tot timpul ziceam, business-ul mic împinge economia Republicii Moldova și nu altceva. Doamnelor și domnilor, la final vreau să reamintesc faptul că suntem o emisiune deschisă tuturor, o emisiune deschisă clasei de la guvernare și opoziției. Suntem deschiși miniștrilor, șefilor de fracțiuni și de instituții de stat. Noi am invitat astăzi pe cei de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să dea anumite răspunsuri cetățenilor de rând, celor care se întreabă dacă când vom avea facturile mai mici. Ni s-a spus că în această săptămână nu reușesc să vină, sper să vină în săptămâna ce urmează. Noi suntem deschiși pentru toată lumea. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea PULS, simțiți pulsul națiunii alături de noi. Eu vă mulțumesc.